În primul rând, bună dimineața! Înainte de a vă spune unde pescuiesc, aș dori să spun două, trei cuvinte. De câte ori pun un filmuleț, automat prima întrebare este unde pescuiți, locul în care pescuiți, piatra, stuful din stânga, din dreapta, pomul. Niciodată, repet, niciodată. Nu am întrebat pe cineva unde pescuiește. Dar asta nu este o problemă. Am aproximativ 200 de filmulețe. De fiecare dată am spus unde pescuiesc, la ce moment îl dau. Sunt foarte rare cazuri în care nu spun balta. Ați observat ultimele două partide, creșel mai mic ca palma sau cât palma, am dat drum. Muncesc, sunt șofer, nu pot să răspund în momentul în care dumneavoastră puneți o întrebare. Acum nu mai mă întreabă baltă, mă întreabă cum să ajunge la baltă din X localitate, trebuie să fac un traseu respectivului pescar. Îmi este foarte greu, dacă nu e imposibil. Trebuie să opresc mașina ca să fac traseul respectivului care mă întreabă. Am fost întrebat unde este lacul Tei, unde este Hărăstrăul sau fel de fel, unde e Fundulea, decât dacă ar bate pe telefon sau pe orice, pe calculator, baltă pescuit Fundulea, automat ar găsi-o. În fine, asta am vrut să vă spun. Am luat din nou un ciortan, am venit de circa 5 minute, am luat un ciortan micuț. Vă dau drumul, cum v-am obișnuit. Nu păstrez așa ceva, i-a dat tot. A plecat. Am înțeles că sunt ciortani mai mari, să văd dacă pot să iau, dacă nu, dau la caras, foarte mult caras. Dar nu am, ca întotdeauna, nu am viermuși. Și o să vă arăt trăsăturile în direct. Să vedem dacă pot să iau un ciortan mai răsărit sau un ten, are și ten. Nu știu dacă suntem două sau trei mașini pe baltă, e cineva în dreapta mea. În rest, barta e goală, o baltă frumoasă. Mai am de băgat, mai am de verificat o lansetă și să vă spun balta pe care dau. Am schimbat locul unde am dat foarte mult caras. Am luat vreo două bucăți, dar te zăpăcește, țăcăne într-una. Dacă aveam viermișori, sigur luați caras, adică te distrezi. După acel caras, carasul e ca palmă, se vine la doi caras și am luat. Dânsul din dreapta a rămas, v-am spus că mai suntem de pescare, a rămas pentru acel caras. Îmi doresc să prind un pește mai răsărit. O baltă curată. Mă aflu pe, să nu uit, mă aflu pe Crebedia 7. Deci undeva la postul de poliție am făcut stânga și pe urmă iar stânga. Este balta din dreapta. N-aveți, dacă căutați, n-aveți cum să o ratați. Să vedeți unde m-am dus. Să dau exact lângă marginea stufului. Am văzut niște salturi acolo. Creșelul nu mai mă țăcăne. Poate reușesc să vă arăt un ciortan, un ten al pește. Băgăt? E un fel de U să creez acolo. Și am agățat puțin. Asta căutam. Agățături în apă pentru a vedea dacă este
un pește mai răsărit. Este un loc, după cum observați, mireu, dar să văd dacă pot aduce sau dacă îmi trage un pește mai răsărit. Mi-a tras, dacă vorbeam, nu știu ce pește, vedem. Deci este foarte greu să lasă telefonul pe suport. Lasă-mi smungă, lasă-te în apă. Las, poate reușesc să-l și scot. Vedem. Foarte incomod, dar... Uite, mi-a intrat prin firul altul. Vedem ce pește. Ciorta. Ciorta mai răsărit. Asta și o să-l aduc. Să-l iau. Să vi-l arăt. Nu știu cum se zice. Adică este frumos, nu pot să zic. E pentru așa ceva mai. Am dat cu el. Am dat cu el. Nu știu dacă v-am spus, bata costă 70 de lei. Și nu mi-a zis de cantitatea de pește, mai mult ca sigur carasul este fără limită. Am întrebat de ciorta și a zis prima dată să iei, am tăcut din gură. Mă bucur că am putut să vă arăt un ciortă mai răsărit. Să vedem în continuare, are niște trăsături, observați, este noroi. Am încercat să fac un loc. Le pot să dai cu 5 lansete și o undiță, mi-a zis. Sau 6 lansete. Cam asta ar fi regulamentul pe această frumoasă baltă. Observați, sunt singur la pește. Am spus și mă repet, în dreapta mai este singur pescar. Niște trăsături. Să încerc să... Nu știu cum să pun suportul la telefon, să vă arăt. Trage de salte, aruncă la seta sus. Și pe norul ăsta... În fine, e frumos. Am avut 3 trăsături. Unul v-am arătat, am prins un ciortan. A scăpat un ten și un ciortan. A scăpat zita mai tenul. Este foarte greu, dau pe lângă stuf, mi-a luat-o direct în stuf. Dacă dau cu tamburul moale, pleacă în stuf, undeva agață. Nu, cât e în apă. Așa ceva. Nu mai agățături, am scos de acolo. Dacă dau cu tamburul blocat, pleacă direct în căci. Sincer, dacă îi luam pe aia doi, numai ei. Le-am mulțumit. Dar poate mai vin. Este trăsături de... Ți-a lansat aici, după crecam, dacă nu este atât. Poate era mai bine dacă dădeam de pe partea altă. Distanța e mai scurtă. Și trăgeam mult mai repede. Aici, distanță puțin mai mare. Să sperăm că mai avem trăsături
Exact cum am bănuit, aici nu mi-a tras carasa. Dacă mă duc cât în partea altă, sare numai cărășul. Aici nu mai cărășul. Locuri. Capăt un dig, am înțeles. S-a dat și noapte, ai voie. Ai voie să și plantezi, am înțeles. Bine, n-am mai venit pasnic, că i-am plătit și n-am mai venit. Nu cum să e. Să sperăm că vă mai pot arăta câteva peștișori. Ia să vedem. Să întreagă câte pește. Dacă ratăți, s-a ratat foarte mult. Întrebuie că îl mai am. Da, îl mai am. Știi ce pește. A intrat tot ciortan. Ușor să nu-l pierd. Scăpat o groază. O groază. Sunt ciortan sănătos, ciortan frumos. Imediat. Mi-a trecut și din ori. N-am scăpat. Uitați un ciortan sănătos. Galben frumos. Au. Ciortan. Frumos. Vedem, poate mai e încă unul. A scăpat foarte mult. Foarte mult. Poate o bună praznic. Este ora 11:30. Mai stau circa 30 de minute. Aceasta este numele la care le-am. O aveți pe pagina mea. Care a repetat de atâtea ori. La fel și vor fac, la fel orice, cu ce dau, cum dau, în fine. A început un vânt foarte, foarte puternic. Din 7 trăsături am prins 2 pești, restul mi-a scăpat. Bine, nu-i pun, că am mai luat ciortan ca palmă, dar le-am dat drumul. 2 carași. Se vor să viară la final. Doi ciortani, la fel, care o să viară. Dar a scăpat mult. E foarte bandit. Să vedeți, dacă mai am încă unul, sunt mulțumit. Uitați-vă ce-a pus. Am mai pus. Sunt și mult mai mari, dar nu dau la novac. Și când nu dau la novac, automat în novacul. Voi da din apă, înapoi. Novac micus, dar... Partida de astăzi s-a terminat. Doi ciortani. De creșii. Asta am vrut să vă arăt careas. Dacă dai după careas, e mult. A scăpat foarte mult pește. Uitați, careasul. Și
nu, am dat după carasă. Am dat după ciotan, dar ca întotdeauna. De 7 trăsături am reușit să prind 2. Asta este. Am prins și mai mult, mai mici, am dat drumul. S-ar foarte mult mă faci. Nu este nimeni pe baltă. Dacă aveam ghermuși de deana, ghermuși și mamă, ca să-i bucă la mult calos. Dar una peste alta, ca întotdeauna, o plăcere să ies câteva ore să mă relaxez. Mă doresc fierente să ne vedem.